Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Iată ce nu știați despre Uniunea Europeană. Constituția Europeană instituționalizează un sistem care face din om un subiect economic, un sistem care generează și mai multă sărăcie, șomaj, poluarea apei și a aerului. Acest tratat instituie o altă dictatură pe care noi nu o vrem. Am citat din Daniel Mitterrand, soția fostului președinte al Franței, în mai 2005. Azi, proiectul european conduce mai mult de două treimi din statele Europei sub o formă nouă de guvernământ, o putere supranațională. Nu trebuie însă să uităm că el a pornit ca o idee utopică și atât de îndrăzneață încât părea imposibil de acceptat de națiunile cărora le-a răpit total independența. Pentru a facilita implementarea acestei idei, direcția în care se îndreptau lucrurile a fost cu grijă ocultată, atât la începuturi cât și pe parcursul derulării proiectului. Fondatorii săi știau că doar lucrând din umbră, într-un mod discret, puteau reuși să-și atingă scopul, aceea de a face ca Europa să fie condusă de o unică autoritate politică, economică și militară, un organism supranațional. Chiar și acum, sistemul de guvernare al Uniunii Europene e de o complexitate atât de labirintică, încât din cele câteva sute de milioane de cetățeni ai Uniunii, doar puțin cunosc cât de cât scopul, felul cum a evoluat și modul real de funcționare al acestui angrenaj care le conduce viețile. În ultimii ani, proiectul a avansat atât de mult încât scopul său nu a mai putut fi ascuns, nici nu mai era necesar. S-a putut vedea astfel ceea ce s-a făcut și se face în continuare în numele popoarelor europene, fără a fi întotdeauna și în interesul lor. Pentru a înțelege adevărata lui natură, e necesar să-i cunoaștem istoria, să știm cine sunt cei care au lucrat din umbră pentru ca el să se insinueze treptat în viața europenilor. Adevărata față a părinților Europei. Faptul că ideea care a stat la baza proiectului Europei Unite a apărut după 1945, deci după război, e unul din marile mituri europene. Susținătorii acesteia prezintă UE ca pe o nouă creație, o idee strălucită a lumii moderne postbelice. În realitate, e vorba despre un vis ratat care datează din 1920, scriu Christopher Booker și Richard North în cartea lor The Great Deception, A Secret History of the European Union. Proiectul a încolțit inițial în anii 20 în mintea doi oameni. Primul dintre ei, Jean Monnet, e numit azi Părintele Europei. Numele celui de-al doilea, Arthur Salter, e acum aproape uitat. Însă amândoi au jucat un rol important în punerea în practică a ceea ce părea inițial doar o mare utopie. Ideea unității și a cooperării între state exista în mintea multor teoreticieni ai vremii. Monnet și Salter mergeau însă mult mai departe, ei visau la un guvern supranațional care să conducă Statele Unite ale Europei. Salter a scris în anii 20 mai multe eseuri în care propovăduia ideea subordonării totale a țărilor europene față de o unică autoritate politică, economică și militară. Guvernele și parlamentele ar fi devenit astfel doar niște simpli administratori locali total obedienți față de un secretariat de tehnocrați internaționali loial noi organizații și nu statelor membre. În anii 20, o astfel de idee era extrem de greu de implementat. Care națiune ar fi acceptat așa ceva, fără a-și vedea pus în pericol integritatea, libertatea și independența? Europenii trebuiau des să devină convinși că proiectul european era o necesitate, iar tot ce a urmat, inclusiv al doilea război mondial, a făcut parte din această muncă de convingere. Monnet a fost pionul principal în acest proces și a acționat permanent din umbră, conștient fiindcă doar așa își va putea îndeplini cu succes misiunea. A pregătit terenul, a manevrat toate pârghile necesare și nu a ratat nicio ocazie. Monnet privea calea interguvernării, adică a cooperării voluntare între națiuni care își păstrează independența, ca fiind un pericol mai mare pentru proiectul european chiar decât naționalismul. S-a folosit însă de deschiderea care exista către o astfel de cooperare și și-a prezentat mereu planurile deghizate în această haină pentru a le face mai ușor de acceptat. Țelul său a ieșit la iveală de a avea când noua mașinărie de guvernământ era instituită în proporție suficient de mare pentru ca scopul ei să poată fi exprimat pe față. Dar să vedem cine era acest Jean Monnet. Francez de origine și comerciant de coniac, el s-a făcut remarcat în timpul Primului Război Mondial, utilizându-și experiența de navigație în favoarea aliaților. A ajuns la scurtă vreme să se ocupe de organizarea proviziilor acestora și nimeni nu mai ținea cont că își dobândise experiența făcând comerț cu alcool în timpul prohibiției. A ajuns ca la un moment dat în Statele Unite să fie anchetat pentru evaziune fiscală, iar FBI-ul să-l suspecteze de spălare de bani pentru naziști. Avea însă un mare talent de a-și face prieteni printre oamenii cei mai influenți și a ieșit mereu curățat de toate păcatele.
În anii 40, Monet atinsese deja o poziție suficient de influentă pentru a pune pe roate proiectul. Primul pas era să realizeze o uniune franco-britanică, lucru aproape imposibil ținând cont de rivalitatea istorică dintre cele două țări. Pentru aceasta și-a făcut prieten la cel mai înalt nivel în cercurile franceze și în cele britanice, printre care Charles de Gaulle, viitorul președinte al Franței, și Robert Vansittart, șeful Ministerului de Externe britanic. Cooperarea economică, etapa planului de globalizare. În 1940, cucerirea Franței de către armatele lui Hitler părea iminentă după bătălia de la Dunkirk. Consilierii lui Winston Churchill, primul ministru al Marii Britanii, au venit cu soluția salvatoare. Realizarea unei uniuni franco-britanice. Nu era însă vorba de o colaborare interstatală, ci de formarea unei noi națiuni, care urma să aibă un guvern unic, o armată unică, cetățenie comună și o monedă comună. Această idee a fost primită cu un entuziasm care l-a uimit și pe Churchill și a fost surprinzător de repede pusă în aplicare, ca și cum era de multă vreme așteptată. Cabinetul britanic n-a avut nicio obiecție. În ziua următoare, proiectul a fost semnat de toată lumea, fiind respinse doar prevederile privind moneda unică, iar generalul de Gaulle a obținut imediat acordul părții franceze, întâlnind aceeași neașteptată deschidere. Singurul care a ripostat a fost omul politic Michel Pétain, care se temea ca Franța să nu fie transformată într-un dominionat britanic. Au avut loc importante mișcări de stradă, în timpul cărora francezii strigau: preferăm să fim cuceriți de Hitler decât să fim sclavii Angliei, și astfel proiectul a căzut. Toate aceste mașinațiuni au fost doar pentru ochii lumii un răspuns ad hoc la o criză de război. Ele erau doar vârful icebergului construit din umbră de același Monet. Uimitorul entuziasm față de această idee se datora faptului că acesta avusese lungi discuții cu toate persoanele implicate, atât din tabăra franceză cât și din cea britanică. Pentru Monet, acest eșec a fost doar o bătălie pierdută dintr-un mare război. Și nu era vorba de al doilea război mondial, a cărui încheiere s-a decis să o aștepte, sperând ca, după marile tragedii și distrugeri, europenii vor fi mai dorni să accepte soluția Uniunii. Așa a și fost. În anul 1950, planul Schuman, care plasa industriile producătoare de oțel la 6 țări europene sub controlul unei singure autorități, a fost tot opera lui Monet. El a fost cel care l-a convins pe ministrul francez de externe, Robert Schuman, să prezinte această idee ca pe o soluție pentru menținerea păcii într-o perioadă fragilă, știut fiind faptul că oțelul era una din industriile de care depindea producerea de armament. Acesta a fost doar un prim pas care făcea ca proiectul să înainteze considerabil pe linia sa economică. Această strategie era ideea lui Paul Henri Spaak, primul ministru al Belgiei și bun prieten cu Monet. El era convins că în prima etapă modul cel mai eficient de a ascunde scopul politic al proiectului era aceea de a-l deghiza sub masca cooperării economice o piață comună. El a redactat așa numitul raport Spaak, care a dus la semnarea în 1957 a tratatului de la Roma, care punea bazele comunității economice europene. Chiar dacă nu păreau a lucra pentru același scop, de multe ori fiind prezentați a fi oponenți, Monet a beneficiat de ajutorul unui comunist italian, Altiero Spinelli. Convingerile și metodele similare arată că, în realitate, toți aceștia lucrau pentru îndeplinirea aceleiași misiuni. Lâncezind într-o închisoare fascistă, Spinelli visa la acelea State Unite ale Europei și el era convins că, pentru a-și duce viziunea la îndeplinire, era necesar să le ascundă popoarelor Europei ceea ce se făcea în numele lor, până când procesul avansa atât de mult încât devenea irreversibil. Spinelli avea să rămână relativ anonim ani de zile, până când în ultima perioadă a vieții a ieșit din umbră și a jucat un rol crucial în dirijarea proiectului spre finalizare. El e fondatorul Crocodile Club, care în anii 80 a susținut intens realizarea The Single European Act, pactul care a armonizat legislația țărilor membre și apoi a tratatului de la Maastricht, care a pecetluit crearea Uniunii Europene. Finalizarea proiectului sau de-abia începutul? Iată cum, după mai multe decenii, proiectul a fost în sfârșit gata să-și declare adevăratele intenții. În ziua de 26 februarie 2002, delegați din 25 de țări s-au adunat în cel mai mare complex de clădiri administrative din Europa, sediul Parlamentului European de la Bruxelles, pentru deschiderea unei convenții destinate redactării Constituției unei Europe Unite. Mulți dintre ei aveau clar în minte paralelismul dintre acțiunea lor și convenția întrunită la Philadelphia în vara anului 1787 pentru a întocmi Constituția Statelor Unite ale Americii.
Erau conștienți de faptul că, asemenea predecesorilor lor americani, participau la încununarea procesului de creare a unui nou stat supranațional. Când cei 105 delegați ai statelor membre și-au ocupat locurile în Camera Parlamentului, uriașa clădire de oțel și sticlă în care se adunaseră a primit numele de Poland Reichstag. Alături se vedea un alt edificiu administrativ și mai vast, botezat după Altiero Spinelli, omul care sugerase cel din tâi că redactarea unei Constituții pentru Statele Unite ale Europei ar fi actul simbolic final în procesul de integrare politică. Singurul nume necomemorat în clădirile colosale unde se desfășurau aceste evenimente era acela al omului care, mai mult decât oricare altul, pusese în mișcare acest proces cu câteva decenii în urmă. Deși fusese de multă vreme onorat cu numele de Părintele Europei, Jean Monnet rămăsese și acum, ca pe tot parcursul procesului, departe de luminile rampei. Ceea ce realizase el echivala cu o lovitură de stat desfășurată cu încetinitorul. Probabil doar o mână de delegați înțelegeau adevăratul rol jucat de acești oameni în întortocheatul proces care, timp de peste 50 de ani, îi adusese în locul în care se aflau acum. Ca să nu mai vorbim despre fracțiunea infimă din cei 500 de milioane de locuitori ai Europei, care știau despre ce era vorba și în interesul cărora chipurile se petrecea acest eveniment. Un puzzle în care piesele nu se potrivesc și totuși, chiar în timp ce acest proces părea că se apropie de finalizare, asemenea ultimelor piese al unui vast și complex joc de puzzle, se iveau întrebări fundamentale. După mai bine de 50 de ani de asamblare lentă și dureroasă a jocului, era oare posibil ca la urma urmei piesele să nu se potrivească? Era vorba de un continent în care statele naționale au fost convinse să-și cedeze puterea de autoguvernare unui nou tip de guvern supranațional. Însă nimeni nu se preocupase să afle ce doreau în ultimă instanță liderii și locuitorii acestor țări. Era vorba de o Europă în care națiunile mai bogate din vest erau unite cu țările sărăcite din est. Țări care suferiseră decenii de-a rândul jugul comunist. Dar în practică se putea realiza efectiv acest lucru într-un mod care să lase tuturor părților senzația că fuseseră tratate echitabil. Se visase la o guvernare unică a 500 de milioane de locuitori de naționalități diferite, vorbind limbi diferite, provenind din tradiții istorice și culturale totalmente diferite. Dar în practică, putea o asemenea guvernare să rămână democratică într-un mod credibil? Mai mult conta acest lucru? Se visase la o Europa care să împărtășească un sistem politic și economic unic. Dar pe baza datelor la zi, care erau perspectivele ca acest sistem să se achite cu adevărat de promisiunile făcute în numele lui? Cifrele arătau că perspectivele fericite efectiv nu există. Prăpastia dintre voința locuitorilor Europei și planurile tehnocraților. Când guvernele Europei s-au întrunit să discute Constituția destinată să le unească irevocabil națiunile, a fost necesar să fie întrebați cel puțin de ochii lumii locuitorii statelor respective. Primele concluzii nu au corespuns deloc cu ceea ce ar fi vrut să obțină tehnocrații supranaționali. În 2005, locuitorii Franței și Olandei au respins în masă Constituția Europeană. În Marea Britanie trebuia să se organizeze un astfel de referendum în primăvara lui 2006, dar s-a renunțat la acest plan de teama unui rezultat similar. Constituția a fost ratificată doar de Parlament. La fel s-a procedat și în celelalte state pentru ca proiectul să meargă totuși înainte. Opoziția locuitorilor Europei nu a contat, deși tehnocrații susțin tot timpul că tot ceea ce fac ei este voința popoarelor Europei. Din contră, s-au intensificat campaniile de manipulare a opiniei publice. Se repetă astfel povestea arhitectului franco-elvețian Le Corbusier, care avusese ambiția de a impune oamenilor să trăiască în orașul viitorului. Le Corbusier considera că multe dintre necazurile care asediau omenirea și aveau originea în traiul din orașe neplanificate. Se impune ca aceste orașe, începând cu Parisul, să fie rase de pe suprafața pământului și înlocuite cu orașele viitorului, planificate până în cele mai mici detalii. După ce timp de două secole visul său a fost privit doar cu o simplă curiozitate, ocazia de a-și pune proiectul în practică a fost creată după al doilea război mondial, când arhitecți și urbaniști au trebuit să reconstruiască orașele distruse de bombardamente. Celebrele blocuri comuniste nu au fost nici ele departe de această idee, ci au reprezentat alternativa estică a orașului viitorului. Astfel că începând cu anii 60 s-au putut vedea apărând în mai multe orașe din Marea Britanie mai întâi terenuri vaste cu turnuri de beton și lespezi de ciment, înconjurate de spații publice largi și parcurse de artere urbane noi. Construcții similare au început să apară și pe continent, chiar și azi. Moda clădirilor impersonale, standardizate de sticlă și beton, este dogmă în construcții.
Oamenii însă și-au dat rapid seama că, departe de a crea orașele lucitoare și eficiente promise, proiectele arhitecților dădeau naștere unor construcții inumane, lipsite de suflet, apăsătoare, murdare și urâte, care au ajuns la scurtă vreme să se transforme în adevărate capcane. Betoane desfigurate de grafite, alei bânduite de toxicomani și tâlhari, spațiile înconjurătoare moarte, presărate cu iarbă uscată și tocită. Viziunea unei lumi perfect planificate părea atrăgătoare în teorie, însă practica a dovedit clar că ea nu avea nicio legătură cu realitatea omenească. Curând s-a dovedit clar că visul lucitor nu dusese decât la un coșmar. Echivalentul dorinței lui Le Corbusier de a demola orașele vechi a fost aversiunea lui Monet față de statul-națiune. Misiunea sa de a crea guvernul supranațional al viitorului, condus de tehnocrați, înălțându-se mai presus de toate complicațiile naționalismului și ale democrației, a fost aparent dusă la final. S-a blocat însă la testul practic, chiar dacă asemeni planurilor lui Le Corbusier părea într-o vreme să deschidă toate drumurile și să soluționeze toate problemele. Pe listele nesfârșite de legi au hotărât politica agricolă comună, politica pescuitului comun, politica concurenței și toate celelalte, se găsesc marile blocuri turn ale proiectului european. În cazul lui Le Corbusier, tot ceea ce nu era bun la blocurile lui a devenit evident când în ele au trebuit să locuiască oameni. Oameni vii care au descoperit că aceste clădiri sfidau realitățile și nevoile omenești. La fel au început să stea lucrurile și cu blocurile turn create de tehnocrații Uniunii Europene. În fața lipsei de suflet a orașelor lui Le Corbusier, oamenii au început să jinduiască după căldura, vitalitatea și realitatea omenească a vechilor orașe. Locuitorii Uniunii Europene au descoperit deja că și-au pierdut treptat libertatea și puterea propriilor țări de a se guverna singure și au început să aprecieze într-un fel nou valoarea vechiului mod de a trăi, că le-a fost luat fără știrea lor. Va veni o vreme când fantezia marului proiect european se va destrăma, biruită de realitate, distrusă de toate acele contradicții pe care în ambițiile ei n-a fost în stare să le prevadă și pe care n-ar fi putut niciodată să le rezolve, numai că e posibil să lase în urma ei un pustiu din care popoarele Europei vor avea nevoie de mulți ani ca să se trezească iar la viață. Prieteni, să sperăm că vom trăi și vom vedea. Sunt Cristian Alexandrescu și vă sun ca de obicei pe curând.